pace, Domnul să vă binecuvinteze. Ce har să știi că Domnul te iubește. Am simțit-o și eu pe pielea mea, să știți. Mă numesc Andreea Raluca Țincu, sunt din Sibiu și am fost prima din familia mea care am încheiat legământ cu Domnul. Vreau să vă povestesc și să încep prin a spune că la vârsta de 7 ani vecinii mei sunt pocăiți și atunci erau pocăiți și priveam pe balconul lor și mă gândeam că nu îmi doresc niciodată să devin un om pocăit sau să mă căsătoresc cu un băiat pocăit. Nu vedeam lucrul acesta ca ceva bun. Credeam că e ceva ce nu știu ce o să-mi ruineze toată viața. Dar Dumnezeu, prin mila și îndurarea Lui, m-a învățat ce înseamnă cu adevărat să fiu un om pocăit. Și am avut tot timpul întrebări cu privire la Dumnezeu și tot timpul mă întrebam dacă există cu adevărat, tot timpul mă întrebam dacă Biblia e adevărată. Știu că îi punea mamei mele foarte multe întrebări și ea nu știa să-mi răspundă. Mi-amintesc că deși am mers în oraș, am mers în cluburi, niciodată n-am băut sau n-am fumat, am avut o educație foarte, foarte bună. Mulțumesc părinților pentru lucrul acesta și să știți că dacă aveți părinți pocăiți, e un har. Să se roage cineva pentru voi, un har. E un har să știți că părinții voștri se roagă ca să fiți pocăiți și nu voi pentru ei. Înainte de culcare, țin minte că mereu aveam o carte de la ortodox și 30 de pagini erau și mereu mă rugam când deja am devenit mai mare, eram adolescentă. Mereu mă rugam seara, nu puteam să trec să nu mă rog. Cumva eu credeam că Dumnezeu există, dar niciodată nu l-am cunoscut cu adevărat. În anul 2013, Misiunea Speranța a ajuns la Sibiu și am avut privilegiul de a merge acolo. Acolo am cunoscut un Dumnezeu real, un Dumnezeu mai puternic decât toate principiile mele. Un Dumnezeu care pur și simplu mi-a vorbit într-un mod deosebit. Mai târziu am ajuns la Biserica Emanuel, unde deși nu înțelegeam absolut nimic nu înțelegeam despre pocăință, dar am simțit așa să zic, Doamne, dacă voi simți într-o zi să mă botez, ceea ce nici nu pricepeam, nu înțelegeam ce e cuvântul acela, botez, pentru că am avut doar botezul de mică, nu știam că tu trebuie să te botezi și tu trebuie să iei hotărâri, să-L urmezi pe Domnul Iisus Hristos ca Domn și Mântuitor în viața ta, nu părinții. Am zis, Doamne, dacă odată voi simți cu adevărat, eu o să mă botez aici, la Biserica Emanuel din Sibiu. Mai târziu, în anul 2015, am ajuns în Germania, acolo am lucrat într-un campus, am avut 1000 de refugiați, trebuia să-i reintegrăm în societate, au venit din Afganistan, din Siria, Damasc. Am văzut acolo bătrâni, adulți și copii care veneau efectiv cu ghiozdanele în spate, care au lăsat tot, case, părinți, prieteni, familii, și au venit pentru o viață mai bună. Și într-o zi, unul dintre băieți era un băiat tânăr care tot timpul venea să ne mai ajute pe acolo, pe la bucătărie. Eu lucram la bucătărie și trebuia să vină părinții lui cu cumnatul și sora și nu au mai ajuns pentru că barca care trebuia să ajungă pur și simplu s-a scufundat. Atunci, în 2015, în Hamburg a fost doliu pentru acea barcă, că au fost, cred că, 100 de refugiați. Și atunci le-am văzut disperarea, le-am văzut disperarea pentru că nu cunoșteau un Dumnezeu adevărat, nu știau dacă se vor mai revedea vreodată, nu știau unde se duc. Știu că aveam familie de pocăiți și când se întâmpla așa ceva la ei în familie și murea cineva, știu că ei aveau pace. Aveau pace pentru că erau cu Domnul, pentru că ei știau că într-o zi se vor revedea și știau că într-o zi se vor revedea și aveau pacea aia în inimă. Nu puteam să o pricep, nu puteam să o înțeleg, efectiv nu puteam să înțeleg cum un om, când îi moare cineva drag, are pace. Nu puteam să pricep. Și într-una din zile, alt băiat, ne ajutau acolo foarte mulți băieți, pentru că erau cazane foarte mari, să dai de băut ceaiuri și cafea la atâția refugiați, trebuia forță.
Și într-o zi vine și îmi spune un băiat: Andreea, tu știi că în Biblia ta și nu în Coranul nostru scrie de capitala Siriei, Damasc, unde am lăsat-o pe mama mea și vine în fiecare zi o mașină blindată ca să-i aducă mâncare, pentru că dacă iasă pe stradă e în pericol să fie bombardată. Atunci ceva m-a străpuns, pentru că eu deja aveam luptele mele la nivelul minții și întrebările mele despre Dumnezeu. Și am zis: Doamne, dacă ceea ce a zis băiatul ăsta e adevărat, eu când ajung acasă o să caut, dacă ceea ce a zis băiatul ăsta e adevărat, pe mine m-a șocat, de ce nu în Coranul lor, de ce în Biblia noastră? Am ajuns acasă și am căutat și într-adevăr în Isaia capitolul 17 a zis: iată Damascul, nu va mai fi o cetate, ci va ajunge un morman de dărâmături. Pentru mine atunci a început cu adevărat o cercetare enormă. Și unde am locuit, în Hamburg, nu am locuit chiar în oraș, lângă Hamburg, la 70 de kilometri, era un drum care ducea acolo și tot timpul era o cruce, iar eu știam că a murit cineva, vedeam tot timpul rudele acelui om care a murit, că îi puneau lumânări și nu știu de ce, eram foarte afectată de lucrul ăsta, foarte tare m-a marcat, când treceam pe acolo tot timpul îi vedeam. Și am zis: Doamne, am atâtea lupte, nu am cu cine să vorbesc, pentru că părinții nu erau pocăiți, nu știau cum este să fii pocăit, nu puteam să le spun multe lucruri pentru că mi-era frică să nu-i speriu. Și am zis: Doamne, dacă Tu ești viu și adevărat, eu vreau ca să-mi dai un semn. Domnul mă cunoaște și știe că mi-am dorit ceva palpabil întotdeauna, ca să cred ceva atât de mare. Când vii din lume, știu că și voi aveți lupte, cei care sunteți din familie de pocăiți, dar cei care vin din lume au niște lupte enorme. Deci nu vă puteți închipui cum este să fii singur, părinții să nu fie pocăiți și să fii tu singur cu Dumnezeu. Au fost frați și surori care s-au rugat pentru mine, dar nu e ca și când e mama cu tata pocăit. Și am zis: Doamne, dacă Tu existi cu adevărat, vreau să-mi dai un semn. Vreau să-mi dai un accident din care eu să ies steafără, în care eu să văd mâna Ta la lucru, să văd că Tu ești Domn și Mântuitor. Și dacă Biblia e adevărată și Tu ești adevărat, vreau ca Tu să-mi dai un accident din care eu să-ți văd mâna Ta la lucru. Înainte de accident, eu am avut un CD, mi-am făcut un CD cu 100 de melodii din lume, iar două au fost de la pocăiți. După două săptămâni ce eu mi-am pus semnul acesta cu voce tare și m-am rugat, mergeam spre Hamburg, o mașină a venit din față și mi-a pus faza lungă, roata mi-a aprins iarbă, mașina s-a întors efectiv pe contrasens, dar a căzut în prăpastie. În momentul acela, pur și simplu, volanul nu l-am mai putut controla, dar am avut o pace. Am avut o pace și așteptam doar ca mașina să se sfârșească, să se pună în locul ei unde trebuie, se auzeau crengi, copaci, tot felul. Când mașina s-a oprit efectiv, din 100 de melodii, cânta melodia de la Isaura, mai trimite-n Doamne. Era exact cu starea mea în care eu mă aflam. Și atunci când mașina s-a oprit, am zis: Doamne, într-adevăr, cântă melodia aceasta. Dintre atâtea melodii, Tu ai făcut ca eu să văd și mai bine că Tu ai lucrat cu adevărat. Au venit cei de la DAC și oamenii, nemții care erau acolo, au întrebat câți răniți. Eu am ieșit pe partea cealaltă, pentru că ușa mea era blocată. Când, înainte să mă dau jos, m-am uitat în spatele meu și copacul a tăiat mașina în două. Mașina din față cu mașina din spate nu mai erau lipite. Am andat jos din mașină și am văzut mașina cum era. Era pur și simplu zdrobită. Deci ușa mea nu avea nicio zgârietură. Deci doar ușa mea nu era atinsă. În rest, toată partea era atinsă. Pur și simplu partea din față nu mai era lipită de cea din spate. Atunci am luat hotărârea și am zis: Doamne, știu cu adevărat că trebuie să Te urmez. Știu cu adevărat pe cine trebuie să urmez și am ajuns acasă. Am spus că, așa cum am promis Domnului, mă voi boteza în Biserica Emanuel. Am început catecheza și mă rugam încă de când am început să mă rog pentru mine, pentru părinții mei. În luna mai, în 2019, am încheiat legământul. În luna mai am mers la
o seară de rugăciune și ne-a chemat fratele Hansi Wagner pe toți tinerii în față și a ajuns la mine și a spus: Andreea, pentru ce te rogi? Și am spus: mă rog ca părinții mei să fie mântuiți. A spus: crezi că mântuirea va intra în familia ta până anul viitor? Am zis: cred din tot sufletul. Și atunci am primit botezul cu Duhul Sfânt, iar după 2 luni am încheiat legământ cu Domnul. Dar până la legământul cu Domnul, eu îmi doream foarte mult ca tata să vină la biserică. Și tata îmi spunea că nu vine. Dar Domnul prin mila și îndurarea lui a lucrat într-un mod deosebit. Înainte cu 1 lună de zile, tata a fost la spital pentru că de mult timp are probleme cu stomacul și a trebuit să meargă la controlul anual și doctorița a spus că e suspect de cancer. Atunci eu am avut pace în toată lucrarea asta, am avut pace în inimă și mama se mira așa, dar nu înțelegea. Eu știam că n-are cum să te rogi de atâta timp și să-ți dorești ca părinții să se întoarcă și Dumnezeu să nu facă nimic. Am zis clar că e mâna Domnului aici și toată lumea care mă cunoștea, toți frații s-au rugat pentru tata. La interval de 1 săptămână, după ce a primit diagnosticul de la Sibiu, am mers la Târgu Mureș și acolo i s-a făcut iarăși la stomac investigație și s-a făcut film în stomac. Stăteam pe ușa, pe holul spitalelor cu mama și mă rugam așa în mintea mea, nu-i spuneam la mama. Într-un fel mi-era așa rușine pentru că nu știa nici mama anumite lucruri de Domnul și mi-era oarecum rușine să-i spun așa foarte multe lucruri. Dar am zis: Doamne, Tu poți să-i schimbi stomacul lui tata, Doamne. Tu poți să faci, Doamne, ca stomacul lui să fie schimbat. Și când a ieșit de acolo și s-a trezit, ne-a chemat doctorița și ne-a chemat pe toți trei la ea și a zis, era o profesoară universitară foarte specialistă și a zis: domnul Țincu, să știți că stomacul dumneavoastră arată mai bine ca oricând. Am plecat de acasă fericiți și tata apoi a venit la biserică în prima duminică. Era 1 lună de zile până la botez. În fiecare duminică a venit până la botezul meu și la botezul meu a venit. Și acolo am mărturisit că Domnul o să-mi întoarcă părinții. În ziua botezului, în 28.07.2019, am încheiat legământ cu Domnul și tata la botezul meu s-a predat. Slavă Lui! Iar mai târziu, așa cum Domnul a promis, în decembrie, anul nu s-a încheiat, 8.12.2019, mama cu tata au încheiat legământ cu Domnul, exact cum Domnul a vorbit. Îmi doresc să vă spun 2 experiențe cu Domnul, să vă încurajez dacă aveți un prieten. Eu am avut o prietenă pentru că n-am avut frați și surori, am avut-o pe Georgie, pe prietena mea din copilărie și a fost lângă mine așa tot timpul, de pe clasa 5-a suntem prietene și tot timpul i-am vorbit de Domnul, dacă aveți un prieten, să nu încetați să vă rugați pentru el, că Dumnezeu lucrează chiar și când voi nu vă așteptați. Georgie tot timpul a fost lângă mine și a văzut anumite experiențe. Vreau să vă spun 2 experiențe care după ce eu m-am pocăit le-am avut cu Domnul. Într-o zi a mergea la o pensiune de câini pentru că și-a lăsat câinele acolo și a zis: Andreea, vrei să vii cu mine? Eu mergeam la bunica mea, dar ceva m-a făcut să-mi schimb direcția de drum și când am ajuns cu George acolo, ea îmi povestea și îmi spunea: să știi că este un om aici atât de treabă și așa un om bun. Și n-am luat în considerare ce mi-a spus ea. Când am intrat înăuntru și am văzut, am dat bună ziua cu omul acela, efectiv ceva, mi-a străpuns inima și mi-a spus: spune dacă-i pocăit. Și am zis: nu vă spăra, sunteți pocăit? Și el a ezitat și după câteva secunde a zis: am fost. Am zis: să știți că eu trebuia să mă duc la bunica mea și mi-am schimbat direcția de drum. Și să știți că Domnul vă iubește și că vrea din toată inima să-L căutați în continuare, să nu vă lăsați de El. A zis: dar cine te-a trimis? Am zis: nu m-a trimis nimeni. Și George zice: nici măcar nu e omul de care ți-am povestit eu. Și el spune: da, într-adevăr, eu țin locul prietenului meu.
Și mi-am dat seama că atât de important să fim la locul potrivit unde Domnul ne cere și cu siguranță sunteți aici în momentul potrivit astăzi. Într-una din zile tot cu George eram și stăteam la coadă la clătite amândouă și Duhul Sfânt mi-a spus: spune băiatului acestuia că-l iubesc din toată inima și să se întoarcă la mine. I-am spus lucrurile astea, nu știu dacă m-a luat atunci în considerare. George tot timpul îmi spunea: tu, Andreea, dar tu așa simți să faci, era rușine. Era rușine de multe ori ce spuneam eu. Dar mai târziu lucrurile astea pe ea a cercetat-o și băiatul acela nu mi-a răspuns nimic, a spus doar că nu mai crede în Dumnezeu. După o săptămână, eu atunci stăruiam după Duhul Sfânt și am mers la o rugăciune, la o seară de rugăciune. Cine credeți că a fost acolo? Băiatul de la clătite. Și el a primit botezul cu Duhul Sfânt și a spus că a pus semn înaintea Domnului și a zis: Doamne, dacă Tu ai vorbit prin fata aceasta, eu chiar vreau în seara asta să mă botez cu Duhul Sfânt. Și așa a fost. Doresc ca Domnul să ne ajute ca la sfârșitul alergării noastre să putem să spunem și noi, cum a zis Traian Dors, și am crezut că o să pot să o recit așa, fără o știu pe de rost, dar am foarte mari emoții. La botezul meu am spus această poezie și m-a străpuns. Încă nu cunoșteam din Domnul atât de mult. Și acum o pot să o spun mult, mult, mult mai cu suflet. Te-am iubit frumos, Iisuse, ți-am cântat și plâns cu dor, ți-am dat inima întreagă, poate, dar eram dator. Ți-am urmat cu neclintire și te-am ascultat pe plac. Ți-am slujit cu râvnă, poate, dar eram dator s-o fac. M-am luptat cu stăruință, am fost gata și să mor. Ți-am făcut lucrarea, poate, dar eram dator. Mi-am dat toată osteneala să fac bine tuturor. Să-ți păstrez porunca sfântă, poate, dar eram dator. Doamne, n-am să aștept răsplată, nici acum și nici în veac. Ce să aștept când încă atâta mai eram dator să fac? Amin. Domnul Iisus să vă binecuvinteze.